Stați în Aer. Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu, la Europa FM dragi părinți, continuăm tați în aer cu un interviu foarte interesant pe care vi l-am promis. Știm foarte bine că la întâlnirile noastre, la tați în aer, de fiecare dată încercăm să încurajăm lectura. Ne dorim ca ai noștri copii să citească și să introducem în această lume ce este fascinantă. De aceea ne bucurăm foarte mult pentru că la această întâlnire avem parte de o autoare internațională. Vorbim despre Narine Abgarian, este o scriitoare armeană apreciată pentru stilul ei distinctiv, în bine umorul, cu sensibilitatea, dar și nostalgia. Are un mod foarte interesant de a scrie. Vă putem spune așa câteva cuvinte la început. S-a născut în 1971 în Berd. Este un orașel din Armenia. Iar apoi a început să fie remarcat prin articolele pe care le-a redactat pe blogul ei, pe care le-a scris mai mulți ani, iar textele sale au prins cumva contur vorbind despre o fetiță numită Maniunia, care să știți că au suscitat un mare interes. Apoi, în două a publicat prima carte pentru copii dedicat acestui personaj. Dar, de fapt, chiar ea ne-a spus că nu era o carte pentru copii, era pentru adulți, dar, culmea, cu copiii au preferat-o. A primit și un premiu și anume Premiul Național Rucopis Goda, adică manuscrisul anului și, uite așa, și-a câștigat rapid popularitatea datorită acestui mod unic prin care redă viața în comunitățile mici, unde legăturile de familie și valorile tradiționale joacă un rol central. Să știți că The Guardian, marea publicație, a numit unul dintre cei mai remarcabili autori din Europa în 2020. Apoi a cunoscut succesul internațional odată cu traducerea în peste 20 de limbi a bestsellerului Din cer au căzut Trei mere. A urmat Simon, publicată și de editura Humanitas Fiction, un roman de asemenea câștigător, și de asemenea Viața e mai departe decât moartea, care va fi lansată. În curând. Viața e mai dreaptă, mulțumesc, Daniel, decât moartea. O carte care va fi lansată în curând de editura Humanitas Fiction. Dar acum noi suntem la Tații în Aer și vorbim, Daniel, despre bunicul de ciocolată. Dacă sunteți pe YouTube alături de noi, puteți să și vedeți această carte. O carte foarte, foarte frumoasă și, de altfel, o bună idee de cadou că tot să ne apropiem acum de sărbătorile de iarnă. Da, Grecule, ai punctat foarte bine cât de important este cel pe care îl avem astăzi alături de noi și când spun acest lucru mă refer și prin faptul că al meu copil sau ai mei copii deja au răzfăit cartea unul dintre ei, celălalt a și citit-o și cum fica mea acum la 13 ani este în zona în care e atrasă de aceste mistere polițiste, de uh, lucruri care se întâmplă și care să-ți să, să succinte uh, interesul și să te provoace să gândești mai mult și să fii mai uh, atent la ce ți se întâmplă în jur. bine, e fix tipul de carte care e potrivit pentru copilul meu și bănuiesc că pentru mulți care se află în situația celor la 13 ani, 16 ani, 18 ani. La ce vârstă ai tu, grecule, de exemplu? Noi suntem la 2 ani și jumătate și încă n-am reușit să descifrăm cartea, dar așa să-i bun venit în mod oficial. Narine, bun venit la Tați la Europa FM. Dabropoșa, vă tine, Rene, vnașu piridaciu. Mulțumesc pentru Vă mulțumesc că m-ați invitat. Suntem entuziasmați, suntem fericiți că ești aici, alături de noi. Această carte este una interesantă, este una delicioasă și, în același timp, surprinde foarte bine cumva esența societății și anume iubirea pură. Așa că am vrea să începem întrebările prin a-ți adresa ideea următoare. De ce cărți pentru copii? для начала мы хотим спросить тебя, почему ты решила писать книги для детей? На самом деле это был не мой выбор. Я не считаю себя детским писателем. De fapt, n-a fost uh, alegerea mea. Eu nu mă consider un scriitor de cărți pentru copii. Pe care nu mi-e mi-e cărți, eu nu sunt un scriitor de puțin nu mă consider un scriitor adecvat de cărți pentru copii, pentru că eu nu am teme tabu. Мой папа всегда говорил, что если ребенок задает вопрос, он уже готов услышать ответ. Tatăl meu tot timpul spunea că dacă un copil pune o întrebare, e deja pregătit să primească și răspunsul. Поэтому мне очень сложно держать себя в рамках, когда я пишу книгу о детей. De aceea mi e foarte greu să mă limitez, să mă restricționez atunci când scriu o carte pentru copii și despre copii. Моя первая книга, которая меня, в общем, заявила как писателя, она писалась для взрослых. Prima carte, Maniunea, pe care am scris-o, ea era scrisă pentru adulți. Dar copiii au decis că și lor pentru ei este interesant să citească această carte și pentru mine, desigur, asta a fost un cadou minunat. Și cu toate acestea, cartea s-a dovedit și se dovedește a fi antrenantă nu doar pentru copii, ci și pentru părinți, părinții care citesc copilul, evident. Intriga polițistă contează foarte mult în povestea asta. Cum, cum va venit ideea? И тем не менее, эта книга «Шоколадная и дедушка» интересна не только для детей, но и для взрослых. И очень важна здесь полицейская история. Откуда вам пришла эта история? У этой книжки очень интересная история, судьба. Ее начал писать uh, русский писатель Валентин Постников. Uh, Он придумал шоколадного дедушку, придумал старушек-злодеек и написал какую-то часть истории, а потом понял, что она у него не получается. el a inventat personajul central, bunicul de ciocolată, l-a inventat și pe bătrânele care apar acolo dar și s-a apucat să scrie, dar la un moment dat și-a dat seama că nu iese cartea. Un e mult El a citit cartea mea Maniunia, care i-a plăcut foarte mult, și atunci mi-a trimis o, o scrisoare, mi-a scris o scrisoare rugându-mă să-l ajut să terminăm împreună această carte. Я прочитала эту книгу, я ему сказала, что я там в корне изменю всё, если он к этому готов, я мы я могу ему помочь. Eu am citit cartea lui și am răspuns că dacă este de acord, eu o să schimb radical tot ce a scris el acolo și atunci da, putem să facem asta împreună. Din fericire, el mi-a răspuns că eu, mă rog, sunt deja chel, nu mai am ce păr să-mi rup din cap, așa că schimbă ce vrei acolo. și de aceea în carte au apărut și povestea detectivului Stă și personaje la care el nici nu se gândise. Mi se pare fascinant cum se naște firul narrativ în cazul bunicului de ciocolată. Acum mergând mai departe, vorbim despre copilărie. Aici avem acțiunea în care doi copii sunt alături de bunicul de ciocolată Oscar. Copilăria dumneavoastră cum a arătat? Contează în ceea ce scrieți. Vă zice în cărgi de două брата и сестра, но я хочу спросить о вашем детстве, каким оно было и важно ли оно в этой книге, в ваших книгах? Детство у меня было шикарное. минуната. Во-первых, у меня большая семья, пять детей. фамилия рам чинч копи. Мама, папа, бабушки дедушка, прабабушка. Амавемо буника, мама, тата, острабуника. Uh, и у меня в семье всегда была очень смешная история, потому что, допустим, мой дедушка был коммунистом, а прабабушка ненавидела коммунистов. И одна из самых смешных uh, воспоминаний моего детства, это как почтальон приносит газеты для дедушки, там коммунисты и так далее, а прабабушка бежит, забира, берет эти газеты и кидает их в печку. Și una dintre cele mai amuzante amintiri din copilăria mea este când vine poștașul și aduce bunicului ziarul comunistul sau cum să o fi numind și bunica îl interceptează, ia ziarele și le aruncă pe foc. A când ai că spărășul de gazete, ne-a că a nu nici o drugă vor să peci pe cu mine nu Și când bunicul întreba da unde sunt ziarele, străbunica răspundea, păi n-am avut nimic altceva, trebuia să fac focul. Видимо, și, pentru меня nu были нибудь Și de aceea, probabil, n-am avut încotro, dacă tot m-am apucat să scriu o carte cu copii, trebuia să fie și niște bătrânele din astea mai speciale acolo. În aceste condiții și cu o familie atât de numeroasă și cu personaje care practic sunt în această familie, se regăsesc ele și în cărți, se regăsesc în personajele pe care le-ai în cărți? Что там дошло у вас, была такая большая семья, появляются ли члены вашей семьи каким-то образом в ваших книгах? Во-первых, у Даниэлы у în primul rând, astăzi Daniel are ficatul lui Areuzi de naștere, să i spunem la mulți <laughs> 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 um

prima mea carte, Maniunea, este practic o carte autobiografică. Если бы я знала, что этой книжки будет успех, я бы, конечно, поменяла имена моим родственникам и, наверное, переименовала бы Берд в другой город. Și sigur că dacă aș fi știut că cartea urma să aibă succes, aș fi schimbat probabil numele membrilor de familie și poate chiar și numele orașului. Succes privio cu că очень multe oameni stăteau pe ieșații Bert, îi să cu iar în să succesul a dus la faptul că destul de mulți oameni au început să vină în Bert să caute pe membrii familiei mele să vorbească cu ei, iar părinții mei sunt destul de în vârstă și nu prea le place asta. Și cum a reacționat, practic, o familie care a devenit celebră prin intermediul unei cărți și a ajuns să fie în vizorul public? Nu e ușor. Cum a reagirat care, în drum, a căzalei celebrată și a cărei toți citau? E Это действительно нелегко. Армяне очень любят, когда у них застолье, они любят поднимать бокал и говорить какой-нибудь тост. И когда мой папа говорит тост обо мне, он говорит, это та моя дочка, которая опозорила нас на весь мир. Și, uh, armenilor uh, le place să se așeze la masă, le plac uh, festinurile mari și le place, le, plac, le place să țină toasturi lungi. Și tatăl meu, când se ridică la un astfel de festin și vrea să spună ceva despre mine, ridică paharul și îi spune ea este fica cea care uh, ne-a făcut de rușine în întreaga lume. În același timp, mie îmi povesti lăos, rostnică ne asasățiru.

De aceea și eu și rudele mele uneori avem de suferit de pe urma acestei cărți. Foarte interesant și foarte frumos de asemenea. Ne bucurăm pentru că ne împărtășiți și partea aceasta personală. Acum, noi suntem la emisiunea Tați în aer, așa că zona de parenting cumva vine natural în cazul nostru. Și vrem să vă întrebă. Au nevoie copiii de un bunic, un personaj cum este bunicul Oscar? Adică acea persoană fascinantă care să-i resfețe în ciuda regulilor care sunt destul de fixe în ziua de astăzi, mai ales când vine vorba despre părinții moderni, un bunic care să încurajeze să aibă cele mai îndrăznețe idei și în același timp să viseze. Мы на передаче от в și и поэтому вопрос о том, как выращивать, растить детей, и конкретно важен, ли иметь для того чтобы дети росли смелыми, чтобы их кто-то баловал, но также чтобы кто-то поощрял их на самые безумные какие-то поступки, важен ли дедушка? Нужен ли дедушка? Обязательно нужен дедушка хотя бы потому, что ему можно нажаловаться на всех, на маму, папу и бабушек, про бабушку. este foarte important să ai un bunic, măcar pentru faptul că lui poți să-i te plângi de toți ceilalți membri ai familiei, de mamă, de tată, de bunică, de străbunică. I, ia vârăs la sat. Și am crescut într-o casă care avea o grădină foarte mare. Moi Măi dedușcă predă năză aici sadă muhajăvăl, nu am absolut nebistalant agrarie. Обычно это выглядело так, обычно он с гордостью говорил, я посадил три мешка картошки, а моя бабушка говорила, да, ты посадил три метра, э, мешка картошки, а соберешь пол, пол, пол ведра э, колорадского жука. Și de regulă asta arăta în felul următor El spunea foarte mândru Am plantat trei uh, saci de cartofi Și bunica răspundea Sigur, ai plantat trei saci de cartofi de vei culege jumătate de găleată de gândaș de Colorado. Поэтому это было такое невозможное счастье, потому что это очень сближало нас с дедушкой. Дети всегда бывают такие немножко шаловливые и не очень удачливые. И дед был ровно Și asta cumva te apropie de bunic, pentru că și copiii au trăsătura asta, că sunt uneori puțin jucăuși și nu le iese tot ce fac și asta cumva -a, pe mine și pe bunicul ne apropia foarte mult. Voi, vă voi spune ceva în cazul în care nu știți mai multe despre bunicul de ciocolată. Vă voi citi câteva rânduri ca să înțelegeți de ce bunicul este un personaj atipic și care este motivul pentru care și noi am adresat această întrebare. Uite, de exemplu, dieta bunicului Oscar constă în căsuțe de turtă dulce, torturi de caramel, prăjituri de ciocolată, cuiburi de nucă și așa mai departe. Iar când vine vorba despre legume, ce trebuie mâncate cu mare grijă, e bine pe îl cam îngrașă, deci trebuie să vedem și unde mai pui că bunicul doarme cu capul în jos da? lipit cu ghetele de tavan desigur, e o formă metaforică pentru că tocmai el nu respectă neapărat regulile și ne introduce într-o lume fascinantă E bine, un astfel de bunic, un astfel de personaj reprezintă de fapt o lecție pe care ar trebui să o înțeleagă cei care citesc e un tâlc, e ceva ce trebuie să se înțeleagă din carte, dincolo de amuzamentul poveștii și intriga polițistă? И я хочу спросить про этого дедушку. Его надо как-то особенным образом понимать. Тут какое-то скрытое, скрытое значение. Как надо относиться к этому дедушке, помимо полицейской истории и других смешных моментов? Наверное, с любовью, потому что, в общем, каким бы странным он ни был, он большой друг детей. În primul rând, trebuie să îl tratăm cu iubire, pentru că, oricât de ciudat ar fi, el este cel mai mare prieten al copiilor. Mie îmi caște că fiecare băiețină, probabil, mă gândește de atacum băiețin care e șalit, care îi iubi slădății și cu care nu e scușnă Eu cred că orice copil visează la un astfel de bunic care este jucăuș, căruia îi plac dulciurile și cu care nu te plictisești niciodată. Așa este, n-ai -ai cum să contrazice asta. Acum, dacă stăm să ne gândim și la zona de recomandări. E bine, noi asta vă facem acum și anume vă recomandăm Bunicule de Ciocolată. Este, este o carte lansată de editura Humanitas Junior în România. Este disponibilă pe site-ul humanitasjunior.ro, dar este disponibilă și în toate librările din țară.

eu am crescut citind cărțile lui Astrid Lindgren pe care o iubesc până în ziua de astăzi. Este o чудесный estonski pisatel și compozitor Eno Raut. Există un uh, scriitor și compozitor minunat din Estonia, Eno Raut. А uh, название его книжки, наверное, очень сложно. și будет перевести на румын на румынский. A. Titlul cărții probabil va fi destul de greu de tradus în română. A, pentru că tam, uh, personaje mufta, imahovă, <gură> Pentru că în carte sau în titlu apar personaje care se numesc jumătate de bocanc, mufta și uh, barbă de perie. <gură> <gură> ok. Ну я эту книжку очень люблю, потому что я её до сих пор перечитываю, потому что мне кажется, она для всех возрастов написана прекрасно. Dar eu iubesc această carte foarte mult și mi se pare că a fost e o carte pentru absolut toate vârstele. Aisă printre scriitorii, eu îmi place foarte mult Maria Par, Iar dintre scriitorii contemporani îmi place foarte mult o scriitoare norvegiană, Maria Parr. Ochini Și o recomand foarte tare. Și dacă vorbim de mainstream, Tolkien, Harry Potter, Lord of the Rings, uh, Songs About Fire and Ice, toate cărțile care se citesc acum și care sunt preferate de zona asta, de adolescenți, ce părere aveți despre ele? Dacă vorbiți a săvremenei literaturie, Tolkien, Harry Potter, alte romane, căniștile din această zonă, fantasy, ce vă gândiți? Eu îi foarte nu-mi le iubesc foarte tare, pur și simplu le ador. <fie> da eu am minus cu cât am avut să a Harry Potter. Притом я подождала, когда вся серия закончилась и uh, закупилась огромным количеством конфет и провела две недели на диване. серия <laughs> И uh, uh, hey, вы знаете, эта книга меня вернула в то безмятежное состояние детства, которое я давно не испытывала, когда ты читаешь книжку и периодически Și cartea asta m-a readus în starea a copilăriei când citești cartea și din când în când te mai uiți să vezi câte pagini ți-au mai rămas și te întristezi când vezi că ți-au mai rămas foarte puține. Мне кажется, самое большое дело, что она именно вернула нас в то состояние, Cred că cel mai minunat mhm. lucru pe care l-a făcut Joan Rowling este să arunce un fel de pod peste timp între noi copii și noi acum și ne care ne permite să ne întoarcem cumva în cum eram atunci când eram copii. важный вопрос. Как лучше так, чтобы шелестели страницы или ИБУК? Это больная тема. Оставила тема complicata. Мой друг психолог объясняет, что лучше читать бумажную книжку. Prietenul meu, un psiholog, îmi explică că e mult mai bine să citești o carte de hârtie. Prost, pentru că lucrează mai multe organe de Pur și simplu pentru că sunt activate mai multe, orga, mai multe simțuri. Te nu doar că citești, te trogăști cărțile, te simți și eu zapah, te în contact cu ei. Nu doar citești, dar și atingi cartea, ai simți mirosul, ești într-un contact de plin cu ea. A electronă cărțile, ea deține de distanță. Я олдскульный писатель. Мне больше нужно, чтобы книга была в руках. Более того, я когда уехала из Москвы в Германию, вот самого большего, чего мне не хватает, там это в моей библиотеке. И еще самое важное дело, pe care l-am pierdut atunci când m-am mutat din Moscova în Germania, este biblioteca care a rămas la Moscova. Ei, eu subirala, pe 20 leti, tam, 500 am strâns această bibliotecă timp de 20 de ani și am, sunt cele mai bune cărți acolo, peste 500 de cărți de care mi-e foarte dor. No, to citale. Dar dacă tineretul de astăzi preferă cărțile electronice, eu zic de ce nu, important este să citească. Și apropo de asta, important este să citească. O întrebare care de fapt e compusă din două întrebări. Și anume, unul la mână, cum îi facem pe copii să se îndrăgostească de lectură, de citit, și doi, de ce ar trebui copiii să citească bunicul de ciocolată? И тогда двойной вопрос. Как сделать так, чтобы дети полюбили чтение, и почему, как сделать, и почему они должны читать именно шоколадного дедушку? Я вам расскажу, как мама приучала нас к чтению. Она читала одну главу книги, вторую главу, а потом уставала, уходила. O să vă povestesc că cum ne obișnuia cu cititul mama. Ne citea un capitol din carte ne citea al doilea, apoi obosea și pleca. Мне нужно что-то приготовить, мне нужно убраться, dacă хотите читать сами. Și zicea trebuie să pregătesc ceva de mâncare, trebuie să stând puțin prin casă dacă vrei să citești singur. Și cu <fie> totăo хитростью она приучила нас к чтению и все наши дети с удовольствием и очень много читают. Și în felul ăsta ne-a făcut să vrem să citim și a toți uh, copiii din familia mea au citit mult și cu mare plăcere. Rovne tak ea priucilă că mai avut în șantajom. Exact așa l-am învățat și pe fiul meu să citească prin acest mic șantaj. Nu on mi-e gavarit că tos mai imi Dar uh, el uh, crede că cu copiii lui asta deja s-ar putea să nu mai funcționeze. И возвращаясь к последнему вопросу, uh, почему вы думаете, что детям uh, следует прочитать Шоколадного дедушку? Mm, ну, потому что эта книга, наверное, кроме того, что о приключениях, это о запретах. Pentru că nu este doar o carte de aventuri, dar este și o carte despre interdicții. De primer, rădicii nu pot să le dea multă De exemplu, copiii nu îi lasă, mă scuzați, de exemplu, părinții nu îi lasă pe copii să mănânce mult dulce. A главный герой, он ест только сладкое. Iar eroul principal mănâncă numai dulciuri. Eu, când am scris această carte, am văzut pe mine că eu îi zavidui. Și atunci când scriam această carte, mă surprindeam că îmi invidiez propriul personaj. Pentru că și mie îmi plac foarte mult dulciurile. Знаете, я могу открыть один маленький секрет. Э, если в книге очень много о еде, это înseamnă că... Писатель сидит Și pot să vă dezvolu un mic secret, dacă în carte se vorbește sau e descrisă multă mâncare, înseamnă că autorul ține regim. Dar, și pentru că te și este adevărul, cel mai adesea scrii despre mâncare atunci când îți vine să mănânci, când ți-e foame. Păi, e în apisă Și de aceea cele mai frumoase cărți se, în, sunt scrise cu burta goală. Dar să nu, să nu citiți bunicul de ciocolată cu burta goală, pentru că o să vă gândiți foarte mult la dulciuri, trebuie să vă recunosc asta din propria experiență. A fost o bucurie să vă avem alături de noi, la în aer, Narine, Abgarian, mulțumim frumos, o onoare să, să povestim astăzi și sper să ne revedem și dacă nu ne vom revedea în format fizic, măcar să ne revedem în viitoarele cărți pe care le veți scrie. Надеюсь, что мы ещё увидимся, если не лицом к лицу, то хотя бы посредством ваших книг, которые вы mulțumesc și o sper la fel. Nu mai avem decât un singur lucru de adăugat, care de fapt e o reamintire a informațiilor pe care Alex deja le-a oferit, ce anume bunicul de ciocolată Humanitas Junior, disponibilă, disponibilă pe humanitasjunior.ro și în toate librările din București și din țară. Tați da în aer. Cu Daniel Osmanovic și Alex Grecu la Europa FM